Bună, dragilor, eu sunt Mihaela. Și eu sunt Ne-am gândit să facem un nou review astăzi al unui joc și am ales Brainbox ABC. Gama Brainbox este destul de variată și conține foarte multe numere și cu siguranță veți găsi unul și pe placul copilului vostru. Acestea sunt făcute pe diferite categorii, orașele lumii, ABC, matematică, Invenții, România, Universul, Bobița și Buburuza, dacă sunt copilași atras de acele desene animate, Opoziții, uh, sunt pe categorii de vârstă, unele sunt mai ușoare, unele mai grele. Acesta ABC pe care îl avem uh, se poate juca foarte cu mare ușurință și de către copilași de 4 ani, 5 ani, fără nicio problemă. Jocul conține cartonașe de diferite culori, nu sunt... Uh, pe o anumită literă, pe o culoare, sunt distribuite aleatorii. După cum vedeți, nu sunt nici în mod egal distribuite și conține câte un grup de litere. În funcție de ce literă avem aici, avem și cuvintele. Copilașul nu trebuie să rețină doar ce se află pe asta. Trebuie să fie atent la detalii. Pe spatele fiecărui cartonaș sunt șase întrebări. În cutie mai găsim și o clepsidră, zarul și regulile jocului. Se juca atât într-o singură persoană, cât și în doi sau mai mulți jucători. Cel mai interesant e când joci cu mai mulți jucători. Dar dacă e singur, ai și aici reguli și te poți, îți poți antrena mintea. Pentru că asta este și uh, motoul lor, 10 minute de provocare pentru creier. Cartonașele de obicei noi le ținem în cutie, fiecare trage un cartonaș. În momentul în care ți-ai luat cartonașul în față, ai întors clepsidra. Copilașii mai mici au voie să întoarcă de două ori clepsidra. Studiez foarte bine toate detaliile, culorile cercurilor, câte cercuri sunt cereale, ce cutie avea, dacă avea lapte, ceasul, ce oră avea. Astea sunt detaliile cele mai importante, nu doar ce conține cartonașul. După ce, ai, ai studiat foarte bine cartonașul și s-a expirat timpul, se dă cu zarul. Dacă ai dat 4, celălalt jucător îți va adresa întrebarea de la numărul 4. Ce legumă este arătată? Dacă ai răspuns corect, ceapă, păstrezi cartonașul. Dacă nu ai răspuns corect, îl pui la grămadă. Jocul se termină după 10 minute. Persoana care are cele mai multe cartonașe adunate, adică răspunsuri corecte, va câștiga. Mie mi se pare foarte ok și pentru dezvoltarea limbajului la copilașii mai mici, pentru atenție, pentru concentrare și pentru îmbunătățirea cunoștințelor. Nu știu, afli informații noi, cuvinte noi. Sunt copilași foarte curioși. Băiețelul meu mă întreabă ce este chibritul, cum se aprinde, ce face chirurgul. Acum depinde și de copilași și de pasiunile lor siguranță vom lua și celelalte numere din gama Brainbox. Am văzut pe site-ul Andrei Udrea, pe pași, pași Mici, mai multe numere din, acest, din această colecție și Moș Crăciun cu siguranță ne va aduce câteva numere din Brainbox. Sper că v-au fost utile aceste informații și vă așteptăm la următorul filmuleț despre jocurile noastre. O seară frumoasă să aveți!